Salutare oameni buni, haideți că vreau să vă fac un videoclip astăzi. Este vorba despre acest pachet de la Einhell. Este vorba despre o bormașină care vine împreună cu un acumulator și cu un încărcător. Acumulatorul este de 2,5 amperi, 18 volți și vine în set cu un cadou de la KVB, un set de biți care chiar și eu sunt curios cum se comportă, n-am avut niciodată set de biți de la KVB. Haideți că o să mut camera, să vă arăt mai îndeaproape cam ce se vede pe ea. O desfacem și poate îi facem și un test, să vedem cum se comportă bateria, acumulatorul, dacă e încărcat, a stat peste noapte. Am dat drumul la căldură, o să se audă puțin aerotermă, dar asta este. E destul de frig, undeva la minus. După cum vedeți, nu arată prea bine. Se simte și frigul. Mi-a arătat mie chestia aia de la Parkside. În fine, haideți să îl desfacem. M-a rugat cineva să îi fac un test, să vadă dacă se merită cumpărat. Eu zic că la 220 de lei tot setul. Eu zic că e de luat în considerare. Nu am eu scule de la ei, am un singur acumulator primit cadou la un moment dat cu un rotopercutor pe care l-am dat și eu cadou la rândul meu, deoarece mi s-a părut că nu am ce să fac cu el, adică nu era pentru ce vroiam eu. Dar haideți să mutăm puțin camera. Să vedem mai bine ce scrie pe cutie, că mi se pare că nu e poziția cea mai bună și nici lumina cea mai extraordinară, da? S-a schimbat puțin situația, am mutat aici acest set. Haideți să începem cu... Haideți să opresc eu aerotermă, totuși să nu ne deranjeze. Haideți să începem cu acest set de biți, care mie mi se pare interesant, mai ales că a fost cadou. Chiar vreau să văd cum o să se comporte. Eu am biți de la mai multe firme de-a lungul timpului, chiar mai cumpăr să văd care ce mai e cu ele, să vedem dacă sunt bune, să vedem dacă se pliază pentru hobby sau nu. În ultimul timp, calitatea multor scule lasă de dorit, cel puțin vorbesc de asta hobby, adică a scăzut față de ce era înainte, la asta mă refer. Și haideți să vedem ce conține acest set de biți, cam cum arată. Frumos că se poate pune și la curea, dacă vă uitați voi. Se deschide cutia. Nu știu cât de bună e calitatea lor, nu par cei mai calitativi. Văd că au PH1, PH2, două bucăți, PH3, PZ1, PZ2, PZ2 încă o bucată, PZ3, SL3, SL4 până la SL6, H3 până la H6, Torx 10 până la Torx 40 și Torxul acesta cu gaură înăuntru. Așa. Și mai au un adaptor pentru tubulare, din câte știu eu, și acest adaptor cu loc, care e o chestie foarte mișto, mai ales pentru genul ăsta de biți, pentru euroșuruburi. Haideți să punem deoparte așa, să desfacem după aceea și acest acumulator. Se vede că este un acumulator de 12 volți, 2,5 amperi, 50 de minute la viteza maximă și suportă un maxim de 720 W, da? Vine cu încărcătorul de la ei. Eu mai am încă unul și încă un acumulator. Ia să vedem. Motivul pentru care l-am și luat acest set a fost 200 de lei și am zis, măi, mai am și un acumulator, poate fac ceva din el. Ia să vedem, e încărcat. Se pare că a venit cu bateria descărcată. Așa. Pare la fel. Ăsta nu-l cred. În fine. Cred că e normal să vină și ele descărcate. Ăsta e încărcătorul.
Are un încărcător decent. Așa, acum haideți să desfacem și pur mașina în sine, să vedem, haideți să vedem dacă putem să citim câte ceva pe această pur mașină. M-a întrebat cineva dacă este brushless, dar vă spun sincer, nu este brushless. Credeam că nu e brushless și știam că nu e brushless și prețul a fost destul de mic, să zic așa. Este o bormașină pe 18 volți, are un cuplu de 40 de Nm. Este pentru a face găuri și pentru a înșuruba șuruburi. Are electronic speed control și două viteze, da? Se vede aici în dreapta că acești acumulatori Power Exchange se cheamă, All for One, One for All, sunt pentru toate, pentru toată gama de la Einhell. Haideți să vedem dacă găsesc eu un cutter pe aici, în atelierul meu. Nu fi culmea să nu găsesc. Așa, haideți să desfacem această cutie. Chiar sunt curios, n-am avut niciodată o bormașină de la ei pe acumulator, e prima pe care o am și chiar sunt curios cum o să se comporte. Cam asta este, scrie că are angrenajele metalice, că are LED și că e ergonomică. Așa, și cam atâta, long life, toate bune și frumoase. Hai să și despachetăm. Nu pare rea, momentan, pare cât de cât ok. Eu mai am bormașini de la mai multe firme și o să le fac o să facem o comparație între ele, să vedem cam cum se comportă fiecare, cam cum se comportă o bormașină de 40 de Nm, cam cum se comportă o bormașină de 30 de Nm, până la 80 am, de la Parse Performance și vreau să văd dacă... dacă putem să ne dăm seama care sunt diferențele între ele, pentru ce ar fi bună fiecare. Este acumulatorul ăsta, sta peste noapte. Să vedem dacă mut capul pe el. Cam asta ar fi prima viteză. Aici se face selecția. Vedeți cum intră ambeiajul și asta este pentru înfiletat și asta este pentru găurire și astea sunt pentru înfiletat. Puțin cam greu se face trecerea aici, totuși o sculă de hobby, nu e chiar ușoară, dar nici grea cât să mă deranjeze. Pare destul de îngust, așa, nu pare butucănoasă. Asta e butonul de sens. În ultimul timp mă omoară butoanele astea. Pe la toate bormașinile, mi se pare că sunt din ce în ce mai proaste. O chestie bună pe care o văd la butonul ăsta de aici, deși unii s-au mai plâns că mai au probleme, nu are cauciuc ca cel de la Parsite. Cel de la Parsite am văzut că ușor, ușor se mănâncă cauciucul ăsta de aici, de la deget. Haideți să vedem și treapta a doua. Haideți să vedem ce scrie și pe ea. Scrie că are în treapta întâi 400 de rotații și în treapta a doua 1500. Da? Poate să... Mandrina este făcută pentru a putea primi și un burghiu de 13 de la, nu știu dacă scrie, maxim 13. Și acum văd că ăsta pâlpâie. Ia. LED-ul pare ok, pare că luminează. O să pun acumulatorul vechi. Să vedem dacă la asta face la fel. Mandrina e de plastic, să știți, în schimb, pentru cei care
Vedeți o mandrină de fier, aceasta de la Einhell are o mandrină de plastic. Haideți să vedem cât de vine și bitul. Adaptorul ăsta. Descentrat cum mă așteptam. Știți că descentrarea asta este că vine din cauza bitului. Dacă vreți să vedeți dacă mandrina e dreaptă, vă sfătuiți să vă puneți un burghiu. Și unul drept, eventual. Și ar trebui să vă trageți undeva o niște linii aici. Mi se pare că nu se vede cum trebuie. S-ar putea să fie descentrată, dar nu știu ce să zic, nu pot să mă pronunț. Dacă e cineva interesat, pot să fac un test până la urmă. Da, nu pot să-mi dau seama momentan. Îmi trebuie ceva super drept să pot să-mi dau seama dacă e descentrată sau nu. Și ia să vedem dacă reușesc cu asta. Deși mă mai fură imaginea la asta. Pare acceptabilă. Așa. Acum, haideți să vedem. Mă gândesc să facem un test, zic, nu? Voi ce ziceți? Acumulatorul ăsta o să-l bag în casă și o să revin după aceea cu el. Folosesc acumulatorul pe care l-am adus din casă, care are două linii. Așa a venit, cu două linii. Haideți să vedem. Haideți să iau un șurub. Și să facem un test, zic. O să mă duc eu să-mi iau niște lemne noi pentru următoarele teste, dar momentan o să folosesc așa ceva, o parte care nu e folosită, și haide să iau niște șuruburi mai lungi, niște negrese, să zic așa, să vedem ce teste am putea face. Așa. Eu știu ce am pe aici, am de una. Așa. E o mașină care satisface nevoile de hobby ale mai multor oameni, să zic așa. Haideți să vedem. Să luăm un bit. Un PZ2. Cu ocazia asta testăm și noi și biții. O să le bag așa în diagonală, ca să se poată vedea mai bine. Da? Vedem dacă se vede cum arată bitul. O să le bag mai forțat, să vedem cât de mult se mănâncă biții ăștia. Că au început să-i facă din ce în ce mai proști. Asta e limita lui, să zic așa. Nu știu exact cât are șurubul ăsta. Am o ruletă pe aici. Cred că merge și mai gros de atâta, dar cred că maxim 10. Da? E peste un 12V, să zic așa. E mai bine decât un o
din asta o vor mașină pe care am văzut-o la fratele meu de la o firmă mai nu știu exact cum se numea firma, dar cred că era mai slabă, cred că avea undeva la 30 de newton și se vedeau limitele la o adică. Haideți să vedem și cu un șurub de genul ăsta care are 70 ori 4,5, cred că ăsta e, cred că ăsta pe care l-am băgat eu e ori 5 sau ceva de genul ăsta. Pe acolo e limita lor, dacă mă întrebați pe mine. Cred că merge și mai mult, dar cred că forțează destul de rău și n-aș vrea să forțez, mai ales că e... Mai ales că eu n-am stricat nicio sculă până acum. Vedeți cum înfiletează în lemn. Aceste șuruburi de 4,5 merg cu ușurință. E destul de ergonomică, ușoară. V-aș sfătui, dacă vreți să nu vă stricați bor mașinile, să nu le forțați atunci când vedeți că merg greu sau ceva, sau încep să miroase periile, să le lăsați că ajunge să le stricați și e păcat. Mai bine căutați să folosiți altceva atunci când se împotmolesc, decât să le stricați să rămâneți fără. Uitați, am aici un șurub de 8x5. Să vedem dacă e exact asta, îl aveam eu înainte. Ia să-l scot eu pe ăsta. Așa, să scot pe Z2-ul. Asta nu l-am folosit. Aș vrea tot pe ăla pe care l-am folosit. Să vedem cam cum arată și la sfârșit. Deci, ăsta este 8x5. Ăsta este 9x5 pe care le-am avut eu. Ăsta pe care l-am avut eu, ăsta este la 6x5. La 9x10 deja cred că simt că miroase perie. Cred că simt că miros periile. Deci mai mult de 10 nu v-aș sfătui. 10x5 nu v-aș sfătui să băgați cu ea. Așa, haideți să vedem un alt tip de șurub. Aș vrea să vedem dacă găsesc niște negrese. Da, astea sunt mai păguboase câteodată negresele astea. Dar am din astea scurte, deci nu o să fie mare problemă cu ele. Așa, la negrese, nu știu dacă știți, dar se folosește un PH2. Așa. Să băgăm și câteva negrese. Cu ușurință. Deși la rigid s-ar putea să fie mai bun în 12V decât un 18V, ca acesta, că e mai greu, dar să facem și noi teste cu mai multe tipuri de șuruburi. Da? La negrese trebuie să aveți tot timpul grijă să țineți bitul bine. Că altfel se vede și din filmare că sar. Vedeți? Așa. Cam asta e. Un singur lucru vreau să mai verific. Dacă acest bit are magnet și nu are. Nu are. Ok. Păi haideți să le desfac. Această demonstrație este o demonstrație de hobby pentru cei care fac hobby, deoarece cei care vor să bage șuruburi în lemn o să zică că o să opteze pentru un impact și sunt de acord cu ei. Și din prisma faptului că bormașinile astea clasice, să le zic așa, bormașinile au
au rămas mai mult pentru a pregăuri sau a găuri lemn sau ce aveți voi nevoie, fierul. O să fac un test și cu el, cum găuresc lemnul ăsta, cu un burghiu, să vedem ce burghiu, nu o să-l testez foarte mult, pentru că o să încerc cu burghiul ăsta, că e destul de păcătos, dar o să încerc cu unul de 16 mm. Asta sunt niște burghie păcătoase, din prisma faptului că rămân în material, se prind în material și e foarte greu să mai înainteze dacă nu ai putere în bormașină. Și bormașina fiind una cu putere mică, să zic așa, de 40 sau normal, să nu începem cu din astea, o să încerc să fac cu acesta. Dacă nu merge, o să încerc să fac cu... Uitați-vă să mă uit eu să văd dacă scrie pe cutie. Cam care e capacitatea maximă a lui de găurire în lemn. Dar nu găsesc. Dar sigur scrie în carte undeva. Eu o să încerc un test extrem fără să mă uit în carte. Extrem zic eu. O să vedem cum se descurcă. Și dacă se descurcă bine, poate mergem și la următorul pas. Deși cred că mai mult de atât, sincer, nu cred că ar trebui să faceți cu ea. Adică, dacă mă întrebați pe mine, ar trebui, ia să vedem, ar trebui să poată să facă găurire cu un burghiu normal de lemn, de genul ăsta. Hai, poate un 13, poate 16 cea mare. Ia, haideți să facem cu acesta, că e mai normală comparația, să zic așa. Vedeți că mă sună cineva, dar... Da? Haideți să facem o găurire cu acest burghiu, care este de 8 sau cred că de 8, să vedem. Vedeți cum se oprește, dar să știți că nici bateria nu e full. Fără baterie full, să știți că nu are puterea care trebuie. Deci ăsta a fost un burghiu de 10, să știți, nu a fost de 8. Nu le știu așa bine pe de rost, gen, să le estimez. Mă uit și pe ele tot timpul și haideți să încercăm cu acesta de 16. Este un burghiu care se trage în material. În mod normal ar trebui să îmi pun și o clemă aici, să-mi strângă lemnul. Avem neplăceri. La genul ăsta de burghie trebuie să aveți grijă să nu vă îndoiți mâinile. Nu e o bormașină atât de puternică încât să întâmpinați probleme de genul ăsta, dar... Nu e o mașină care are kickback și atunci ar fi bine pentru voi să țineți cu două mâini de ea. Și haideți să vedem, două mai în spate, puțin. Zic că cu un acumulator full cred că ați face treabă și cu asta. Vedeți, mai are o linie, e pe ducă. Dacă mai aveți ceva întrebări legate de el, eu cred că și pentru fier cred că merge destul de bine. Haideți că a rămas fără memorie la telefon, trebuie să fac ceva cu telefonul ăsta că rămân mereu fără memorie. Între timp s-a mai și încărcat puțin acumulatorul. De fapt, s-a încărcat cel care era gol. Nu e full 100%, dar arată că are 3 linii. Vreau să mai facem un test. Vreau să vă precizez ceva. Eu editam la videoclip și am uitat să vă zic ceva. Am zis că undeva la... e o problemă cu șuruburile lungi. Dacă vreți neapărat să înșurubați șuruburi lungi în lemn sau în ce aveți nevoie, puteți să treceți pe treapta 1. Acolo, pentru cei care nu știați, acolo este mai ok. Haideți să vedem dacă... Eu am niște șuruburi foarte lungi pe care, sincer, n-aș recomanda vreodată să le folosiți.
cu această bormașină, dar uitați să vedeți că am găsit unul care este de 13 și cred că mai am și încă unul care este de, ia să vedem noi, de 15. Așa. Dar o să mă limitez la astea două și o să trec pe treapta 1 și o să folosesc tot biții de la din setul acesta de la KVB. Haideți să vedem. În cazul în care nu aveți impact și așa și chiar trebuie să băgați un șurub de genul ăsta în lemn. Haideți să vedem. Vedeți? Cam asta este soluția. Este cea mai rapidă, dar există. Mă referam, atunci când am făcut filmul, mă referam doar la treapta a doua, da? Haideți să mai fac încă un test, că tot stau cu bateria mai bine. Să vedem dacă reușesc să fac gaură cu acest burghiu și după aceea o să mai fac încă un test cu burghiul acesta. Să vedem cât de bine se descurcă sau dacă e nevoie, ce puteți să faceți cu ea, da? O să încerc să merg tot pe treapta 1, să vedem. S-a descurcat. Altceva e când ai acumulatorul încărcat. Să știți că atunci când vi se pare că pierdeți din putere sau ceva, încărcați-vă acumulatorul. Cum vă spuneam, stilul ăsta de bormașin, tipul ăsta de bormașin, pentru cei care trec la următorul nivel, este mai mult pentru a găuri lemnul, pentru a face alte operațiuni decât a înșuruba șuruburile sau a înfileta șuruburile. Și o să fac și test cu acest burghiu, nu știu exact de cât este, dar este de 15. Am văzut pe cutie că ar fi avut un burghiu destul de mare. Eu nu am așa ceva. Ce mai pot să mai fac? Mai pot să mai fac un test cu așa ceva. Este o freză de 35 și o să încercăm și pe aceea eventual. Haideți să vedem. Asta e pe treapta 1 și o să trec pe treapta 2. Vedeți? Miroase puțin a perii. Da? A reușit să facă până la urmă. Eu nu aș folosi-o neapărat la lucruri grele, să zic așa, totuși e o bormașină de hobby, e o bormașină cu care poți să-ți faci treaba liniștit mulți ani de zile de acum încolo. O să fac și chestia asta și o să fac și testul ăsta. Vedeți voi, cam aici se blochează ele. Se blochează în lemn, în șuruburi te descurci cât de cât, dar atunci când vrei să faci ceva mai profund, ceva mai mult, să zic așa, îți dai seama că te limitează acei newtonmetri despre care mulți dintre noi
nu știm sau știm să-i vedem în realitate. O bormașină cu mai multă putere, la un moment dat îți poate da mâna peste cap. Cu cât e mai ușoară, cu atât e mai bună pentru, sau mai mică, cu atât e mai bună pentru hobby. Părerea mea despre această bormașină este că la 200 de lei, în combinație cu încă un acumulator, adică dacă ați putea sau dacă ați mai avea așa ceva, 220 de lei a fost. A venit acumulator, încărcător, bormașina și setul ăsta de biți. Eu zic că e un preț super bun. Ce aș mai putea să adaug este că de fiecare dată când vă luați o bormașină de hobby, optați pentru doi acumulatori. Cum ați văzut și la mine, am terminat acumulatorul, a trebuit să bag acumulatorul la încărcat. Dacă aveam pe amândoi încărcați, atunci doar îl schimbam și îmi vedeam de treaba mea în continuare. Chiar dacă e hobby, chiar dacă o să ziceți, domne, o folosesc așa, e bine să aibă doi acumulatori. Asta e părerea mea despre orice sculă, orice brand. De la orice brand ar veni scula respectivă, e bine să vină cu doi acumulatori. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. Eu zic că e calitate-preț. Einhell-ul acesta la 220 de lei, eu zic că este o ofertă care pentru cineva care nu are nicio bormașină sau pentru cineva care începe să strângă scule, este o opțiune. Se plâng mulți dintre băieții care sunt pe grupurile de scule că nu vor să-și cumpere parsai deoarece intră la promoție odată la nu știu cât timp și le dau dreptate. De aceea am zis să vedem și ce cu alte branduri. Aș vrea să mă focusez puțin pe partea aceasta de branduri care sunt pentru hobby, deoarece și eu sunt începător ca și voi și atunci poate ne ajutăm reciproc cumva. Și de asta, de aceea am zis că hai să încercăm și un Einhell, trebuie să le dau o șansă tuturor. Cu timpul vreau să încerc să ajung să testez cât mai multe bormașini. O să testăm și o să vedem diferențele între 20, între 30 Nm, 40, 50, 60 până la 80 de Nm. Am un parsite performance de 80, care eu zic că e cea mai puternică bormașina mea pe care o dețin. Unii zic că nu are 80, o să fac și niște teste și niște diferențe între 80 și 60. E destul de greu să-ți dai seama dintr-o firmare sau e destul de greu să-ți dai seama de diferența de 20 de Nm, deși pare mică, câteodată, uite cum sunt aceste găuri în lemn, câteodată se văd. Asta aici cred eu că se vede puterea cel mai bine, părerea mea. Dacă sunteți de profesie sau dacă știți mai bine cum putem să vedem diferențele astea, lăsați-mi un comentariu, o părere sau o opinie și atunci o să vedem ce putem să facem în videoclipurile următoare. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. Nu știu dacă mai aveam ceva de adăugat, oricum e destul de lung, dar am vrut să vedem ce e și cu o bormașină la 220 de lei pentru un om normal care vrea să-și ia și el o bormașină, să mai dea o gaură, să mai bage un holciurub în perete. Eu cred că a fost o ofertă bună. Cumpărată din banii mei de pe Mag, probabil că nu știu dacă o să rămână cu mine foarte mult timp, dar dacă aveți ceva întrebări sau dacă aveți ceva lucruri pe care vreți să mi le sugerați. Încă un lucru să vă zic, deși cred că e mai ușoară decât parside-ul verde, că alea mi s-au părut destul de grele și destul de butucănoase, cred că această bormașină este mai compactă, să zic așa, decât cele verzi. Nu știu exact cum o să se comporte în timp, cât de robust e, dar pare slim, pare finuță și un lucru negativ, să zic așa, pentru cei care își doresc ca uneltele lor să stea într-o cutie, vin în cutiile acestea de carton, pe când cele de la Parsa vin în niște cutii de plastic. Nu sunt cele mai bune cutiile acelea de plastic, dar pentru cei care își doresc să-și țină unealta într-un locaș și să într-o cutie și să o deschidă atunci când au nevoie să facă ceva, eu cred că e o
variantă și park side-ul. Chestia e că la asta îmi plac mai mult acumulatorii, par o calitate mai bună și când pui mâna pe ei se simte parcă ceva mai calitativ acest plastic față de cei de la Parkside care au un cauciuc, ia să vedem dacă are pe aici, care au un cauciuc pe partea de jos pe aici și nu par așa calitativi. Acum să vedem în timp când cam cum o să se comporte. Nu știu dacă o să rămână cu mine această bormașină, am alt plan cu ea, deocamdată nu-l dezvălui, o să-l dezvălui după ce o să se întâmple. Dacă aveți ceva întrebări, o săptămână, două tot rămâne la mine în atelier și așa că orice întrebare ați avea despre ea, vă rog frumos, vă mai fac teste dacă mai aveți nevoie. Cam asta a fost videoclipul, cred că e destul de lung, haideți să încheiem și noi, că nu știu exact câte minute am mai vorbit acum. Mulțumesc pentru vizionare, încă o dată, întrebări, ceva, lăsați-le în comentarii și revin cât de repede pot. O să-mi petrec o perioadă mai lungă în atelier, așa că o să ne vedem. Hai, spor în toate tuturor!